Obiectele de mobilier stradal care au început să fie amplasate în piața Dacia au atras atenția trecătorilor și le-au stârnit unele curiozități. De exemplu, în afară de întrebarea când se va putea circula pe platou, lumea a început să întrebe și cum se vor putea odihni oamenii pe băncile din lemn în plin soare, fără pic de umbră. De reținut că în viitoarea configurație a pieței Dacia, spațiile verzi au crescut cu aproape 30% față de vechea configurare. Mai mult decât atât, acolo, în zona acelor băncuțe ce aparent sunt în plin soare, suplimentar vom avea un sistem de containere unde vor fi plantați copaci, așa cum ați văzut și în alte piețe din marile orașe, atât din România cât și din străinătate. Vorbim aici de niște cutii destul de voluminoase și destul de mari cu pământ, unde sunt plantați copaci, cutii ce pot fi mutate ori de câte ori este necesar, fie pentru diverse evenimente din piața Dacia, fie pentru asigurarea unui microclimat corespunzător. Așadar, pe platou vor fi copaci mobili care vor fi mutați în funcție de evenimentele care vor fi organizate aici. Mai mult decât atât, aș vrea să amintesc și de cele 5 fântâni arteziene care vor funcționa în piața Dacia, ce vor aduce un plus de confort în zilele caniculare. Între timp a fost rezolvată și problema din cauza căreia nu se puteau face probele de lucru la arteziene. Nu mai sunt aceste probleme, deoarece a fost făcut branșamentul electric, era vorba de un nou branșament pentru funcționarea acestora. Deja, așa cum spuneam, se lucrează la probe tehnice, astfel încât probabil în zilele următoare o să vedem și primele probe cu apă, ca să spun așa, când se vor face testele necesare pentru punerea în funcțiune a acestor fântâni, dar și a acelui canal de pe Aleea Trandafirilor, canal cu apă, sau a acelei cascade din zona hotelului și a punctului de informare turistică. Buzoienii mai au de așteptat până când piața Dacia se va deschide traficului pietonal, deoarece întreg amplasamentul este predat constructorului. În acest moment ne aflăm în șantier, motiv pentru care normele de siguranță privind executarea acestor lucrări de construcții nu permit accesul pietonal, pentru că la un moment dat, pentru a veni în sprijinul pietonilor, noi am încercat să le oferim posibilitatea de a amenaja anumite culoare pietonale. Când lucrările se vor finaliza, platoul de granit va putea fi explorat în voie de buzoieni.